Pastilele care pot să inverseze efectele îmbătrânirii ar putea ajunge pe piață până la finalul deceniului. SEM a finanțat startup-ul biotehnologic Retro Bioscience în valoare de 180 de milioane de dolari. El este ultimul dintr-un lung șir de miliardari din Silicon Valley care și-au aruncat bogăția considerabilă în spatele științei îmbătrânirii. Jeff Bezos de la Amazon a investit 3 miliarde de dolari în startup-ul de extindere a vieții. Cu toate aceste resurse folosite pentru vindecarea îmbătrânirii, autorul cărții din 2020, Fără vârstă, noua știință a îmbătrânirii fără a îmbătrâni, consideră că pastilele pentru prevenirea îmbătrânirii pot fi pe rafturile farmaciilor în termen de 5 ani. El subliniază medicamentele existente, cum ar fi metforminul, comprimat pentru diabet, care ar putea fi readaptat ca tratament anti-îmbătrânire în termen foarte, foarte apropiat. Deși îmbătrânirea nu ucide direct oamenii, persoanele în vârstă sunt expuse riscului de a suferi de multe boli mortale, cum ar fi Alzheimer, boli de inimă și cancer, relatează Playtech.ro.